Everybody it's ok cu mierea. Everybody it's ok cu mierea. Everybody it's ok cu mierea. Cineva a spus că Doamne ferește, comerzană, slingi de ieștile. Da, băi, leșe. Fantastic. Salut, prieteni, și a început sezonul la căpșuni. Ei, păcat să nu facem desert cu căpșunele moldovenești. Sunt pur și simplu fantastice. Nici n-am apucat să gătesc, deja m-am apucat să mănânc. Făceam desertul ăsta, cred că a patrulea sau a cincilea an, când abia am început să lucrez, a patra sau a cincea sezon la primalul lacului, la un hotel, și am rămas pur și simplu încântat de desertul ăsta, se numesc fragole ubriache, adică căpșuni îmbătate. Și vreau să mă împart cu voi cu rețeta asta, că pe care mea e rețeta pur și simplu extraordinară. Pentru asta avem nevoie de un vin roșu bun, în cazul dată să folosim un Individo, Cabernet Sauvignon și un Merlot, cupaj fantastic, merge rachet. Vă rog frumos, în mâncare folosiți vinuri bune, 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 nu cartonașul și prostii de cele, da? De fapt, noi astăzi o să avem două vinuri, nu cu o să avem, dar avem două vinuri de la Chateau Vărtele. Extraordinar, avem o rară neagră, un rosé Blanc de Noir 2019, vinul de asociere cu desertul și vinul cu care gătim, după cum și-am spus anterior, cupaj, Merlot și Cabernet Sauvignon. Vinul la fiert, aprindem focul, lucru important, la maxim, ratatatata. Mai adăugăm un pic de vin, uite așa, o tigaie și vă arăt un life hack, cum s-ar spune. Așa, aici avem ienupăr, da, ienupăr, eu îl cunosc ca ginepru, și piper negru, punem în tigaie uscat, anason neapărat, uite așa, scorțișoara. Un pic la fel și tostem. Pipierul, toate astea, o să elimine toate aromele. Și atunci o să fie mult, mult, mult mai aromat. A doilea lucru, în vin aruncăm coajă de portocală ca să-l aromatizăm un pic. L-am pus înăuntru, lămâie, la fel. Iarăși, destoarcem un pic, să iasă mai multe uleiuri esențiale. Am aruncat un pic de cardamom. Ia! Sunt aici văd niște miere și de ce nu, să adăugăm miere în loc de zahăr. Everybody it's ok cu mierea, everybody it's ok cu mierea, everybody it's ok cu mierea. Două linguri de miere. Așa, facem procedura asta pentru simplu cauză, ca să eliminăm alcoolul din vin. Vreau alcool, dar nu mult, doar așa un pic trebuie să fie o notă, da? Măstărui majoritatea alcoolului să-l elimin, să am niște căpșuni. Fantastic! Am stins, da? Gustăm! Dacă ne place dulceața, bun. Și partea alcoolului, dacă e suficientă pentru gustul vostru, lăsați. Eu am să mai adaug un pic de miere, să-l fac un pic mai dulce. Vă rog eu mult, atenție mare când aprindeți focul, dacă aveți hota nu chiar sus ca la mine, să nu aprindeți casă. În general, cu focul deschis, mai atent. Blanc de Noir, din Rară Neagră, este o ediție limitată, limited edition. Lansată recent de Chateau Vărtele, ca un experiment, așa că zic să gustăm acest experiment. Extraordinar de proaspăt, o aromă de fructe, un gust așa echilibrat de coacze roșii, pere coapte, medaliat cu argint. La Mundus Vini 2020. Gustați-l că chiar merită, merită pe deplin medalia.
Acum trebuie răcită. Lucru important, cu tot cu la rece. Așa, începem cu crema, crema, un desert foarte. Nu. Așa. Băi, un desert simplu, dar credeți-mă pe cuvânt că e extraordinar de bono, bono. Bono, bono. Primul lucru, mascarpone. Așa, mai departe, zest de portocală, zest de lămâie. Dacă aveți vanilie naturală, neapărat puneți. Așa, dacă doriți, puteți adăugați și lime, și grapefruit, mai mult acolo. Așa, un pic de frișcă. Trebuie să obținem așa o masă foarte cremoasă și adăugăm și zahăr. Totodată, zahăr neapărat. Sau mergem mai departe cu miere, ce ziceți? Miere sau zahăr? Miere. Let's go cu mierea. Nu știu prea dulce să fie, știi? Cineva a spus că Doamne ferește, comerzană, slinge de ești. Da, băi, de așa. Liling, Samuel, ce? Ne-am drept. Cu ajutorul la o spatulă, începem să... Avem nevoie doar să înmuiem un pic textura la mascarpone. Așa o, cu cremă ne trebuie. Da? Cremoasă. Acesta este vinul care l-am pus la răcit. S-a răcit un pic. Și acum încet, după ce am spălat căpșunile, uite așa, în jumătate. Căpșunile noastre s-au îmbătat ușor la frigider și eu spun că sunt gata de plate. Let's do it! Un pic de migdale. Da, dacă doriți, puteți să le prăjiți un pic. Asta pentru a da partea așa un pic mai crocantă. Nu necesită mult tehnică, necesită doar un pic de timp. Dar, în schimb, obțineți un desert pur și simplu extraordinar de bun, fresh, proaspăt. Crema noastră, așa, generoasă. Așa. Și eu mă iau. Am găsit eu pe la mine, pe mahală, niște biscuiți. Am să-i pun așa deasupra, să-i fără mă place. Biscuiți gen cookies, gen biscuiți cu cereale și așa mai departe. Dragi prieteni, uitați așa un desert de vară, gustos, lasă gura apă, cremos, proaspăt, pur și simplu fantastic. Și un vin fantastic care se asociază, bineînțeles, și cu desertul nostru, dar pe lângă desert, cu mâncăruri asiatice, cu salate, cu paste. Așa, dați gustă în desert. Să vedem și s-o primit aici la noi. Aici la noi. Parcă m-aș îmbăta în jurul cu căpșunii ăsta. Eu ăsta regim și mă duce în spate. Da. E pur și simplu. Un pahar de vin e pur și simplu o combinație fantastică. Gătiți rețete cu produse autohtone și neapărat dați acolo un hashtag fericirea are gust. Susținem producătorii locali și această campanie frumoasă de la Chateau Vartele. V-am pupat! Scriți în comentarii dacă v-a plăcut rețeta, dacă ați făcut-o. Dați un like, dați un subscribe. V-am pupat și până data viitoare!